învățăm cartea, așa cum ați dedus deja și cum ați înțeles, scrisă de Eugen Dimitriu, dedicată celor care în marile război și-au sacrificat viața pentru realizarea unui ideal și anume acela al României întregite. Domnule Daniel Șandru, vă rog. Vă mulțumesc, domnule profesor. Înțeleg că realitatea e dinamică și fluidă. Programul era altul, dar sigur mă pot adapta. Mie mi s-a spus, mi s-a solicitat să prezint un referat așa încât ca un student, aș spune că elev, n-am prea fost cu minte, dar ca un student cu minte mi-am făcut teme. Așadar, stimate domnule Eugen Dimitriu, stimate domnule președinte al Asociației Lumina, stimată doamnă director al Teatrului Național Matei Vișnei din Suceava, stimate domnule președinte al Camerei de Comerț din Iași, doamnelor și domnilor profesori, stimați invitați, distinși reprezentanții autorităților locale, onorată audiență. Onestitatea intelectuală mă îndeamnă ca la începutul intervenției mele să vă fac o mărturisire. Nu știu să mă fi simțit mai onorat, dar și mai copleșit de emoții, ca de fiecare dată când am primit invitația de a participa la câte un eveniment cultural, organizat acasă, aici, la Fălticeni. Ca și onoarea, cu atât mai mare este astăzi emoția, când la inițiativa personalităților care compun Asociația Lumina și, înțeleg, cu sprijinul primăriei municipiului, avem privilegiul de a participa la întâlnirea ce are în prim plan noul volum al scriitorului și cronicarului Eugen Dimitriu, fălticeneanul prin adopție, care de decenii bune se dovedește a fi un nobil chezaș al memoriei noastre. Deosebit de onoranta invitație pe care am primit-o din partea domnului Flaviu Melinte, aceea de a cuvânta despre oamenii de seamă pe care i-a dat României acest loc binecuvântat din țara de sus a Moldovei, mă situează hic et nunc într-o poziție epigonică. Mai exact, vă rog să luați prezentarea mea drept o notă de subsol la ceea ce s-a scris deja despre miracolul intelectual și cultural fălticenean în vechime, ori mai aproape de noi. Preocuparea de a înțelege cum a fost posibil ceea ce prozatorul Grigore Ilisei numea, citez, miraculoasa înstelare în spirit a locurilor, închid citatul, a reunit numai în ultimul veac atât demersuri de natură istorică, cum sunt cărțile semnate de Vasile Ciurea, Artur Borovei, Mihai Costăchescu, Vasile Costăchescu, Virgil Tempeanu, Mihai Iacobescu și Ioan Iose, Grigore Ilisei și Ștefan S. Borovei, Paul Ioan și Grigore Ilisei, Geo Nichita, Mioara și Sorin Gafencu, Cătălin Ciolta, Vasile Mistoreasa, cât și cercetări orientate asupra dimensiunii culturale. E cazul volumelor scrise de, din nou, Vasile Ciurea, Ion Paranici, Aurel George Stino, Mioara Gafencu, Sorin Gafencu și Dana Busuioc și de, evident, scriitorul Eugen Dimitriu, cel pentru care orașul muzelor, așa cum numește Fălticenul, se confundă cu propria existență. E de înțeles așadar că nu voi putea cuprinde nici pe departe ceea ce eu însumi am avut ocazia de a desprinde informațional cu privire la destinele care s-au conturat în strânsă legătură cu locul în care Mihail Sadoveanu a sorbit, citez, apa vie a sufletului românesc, închid citatul, după cum avea să mărturisească scriitorul în aula Colegiului Național Nicu Gane, când, în 1930, i-a fost sărbătorită împlinirea a 50 de ani. Și cum ar putea să fie oare? Altfel, atunci când vorbim despre personalități care au adus orașului și oamenilor săi recunoaștere națională și internațională în varii domenii, de la cele ale literaturii, teatrului, artelor frumoase și până la cele ale inovației tehnologice sau medicale. Atunci când numai înșiruirea unor nume de marcă, precum Eugen Lovinescu, Artur Gorovei, Mihail Sadoveanu, Anton Holban, Vasile și Horia Lovinescu, Nicolae Labiș, Aurel Băieșu, Ștefan Șoldănescu, Ion Irimescu, Grigore Vasiliu Birlic, Vasile Vasiliu Falti, Jul Cazaban, Nicolae Grigoraș, Constantin Ciopraga, Dimitrie Leonida sau Sofia Ogrezeanu, e pur și simplu amețitoare. Ca atare, ceea ce vă propun este ca, dincolo de titlul foarte generos pe care l-au propus organizatorii pentru această prezentare, să încercăm a regăsi împreună ceva din spiritul slocii, recurgând la un demers care să pună în lumină aspectul identitar al Fălticeniului, prin trimitere către oamenii săi de seamă. Doamnelor și domnilor, consider că la originea oricărei întreprinderi de acest fel, rămâne valabilă aceeași întrebare care conține pe fond o îndreptățită mirare. Cum a fost cu putință ca un târg moldav ghemuit între dealuri galbene din Lut să genereze o adevărată galerie a luminii intelectuale? Pentru a încerca să cuprinde măcar un capăt de răspuns, o să vă supun atenției două chestiuni care sunt, din punctul meu de vedere,
inextricabil conectate, aceea a memoriei și aceea a identității. Din fericire, în anii din urmă, tot mai mulți cărturari, dar și intelectuali publici, s-au plecat la nivelul societății românești în ansamblu asupra acestor două aspecte și au făcut lucrul acesta nu doar cu instrumentele puse la dispoziție de Muza Clio, alături de istorici de vază, și avem bucuria ca unul dintre aceștia, domnul profesor dr. Cătălin Turliuc, să ne fie astăzi alături, au ostenit în această direcție sociologi, antropologi, economiști și politologi. Dincolo de eforturile de cercetare ce vizează recuperarea memoriei și proiecția identitară, cred că putem identifica și un bun început de drum pentru celebrarea instituțiilor care ne-au marcat istoria. Anul trecut, spre exemplu, a fost un excelent prilej pentru a aniversa la cifre rotunde, cel puțin trei dintre pilonii fundamentali ai modernității și modernizării noastre. S-au aniversat împlinirea 150 de ani de la fondarea Casei Regale, pilonul politic, 150 de ani de la fondarea Academiei Române, pilonul educațional, și 140 de ani de la fondarea Gazetei Conservatoare Timpul, pilonul opiniei publice, dacă vreți, în redacția căreia, printr-o fericită întâmplare, sau poate nu a fost întâmplare, sub bagheta lui Titu Maiorescu s-au reunit ardeleanul Ioan Slavici, munteanul Ion Luca Caragiale și moldoveanul Mihai Eminescu, configurându-se astfel un veritabil laborator jurnalistic, al cărui principal produs a fost limba română modernă. Astfel de momente aniversare, pe care instituțiile statului și publicul au știut în egală măsură să le marcheze cum se cuvine, reprezintă, spuneam, un bun început pe calea recuperării oneste a memoriei noastre istorice. Știm însă, așa cum în epoca publicității ne asigură și o reclamă, în spatele instituțiilor stau oameni. Din această perspectivă, cu respectul cuvenit față de ceea ce eu numesc matematica științelor sociale, care este istoria și cu precizarea că nu sunt istoric, consider că macroistoria poate fi completată de microistorie mai cu seamă pe dimensiune socioantropologică, prin acele instrumente pe care și cei care au scris-o, au cuvântat despre oamenii de seamă ai României și particularizând ai fălticeniului, le-au avut la dispoziție. Istoria orală, accesul la documente de familie și la repere biografice, care în multe situații au fost redate în premieră. Veți regăsi, spre exemplu, punerea la lucru acestor instrumente în toate cărțile pe care domnul Eugen Dimitriu le-a dedicat fălticenului și fălticenenilor și prin care, scriindu-le, a contribuit la efortul de recuperare a memoriei unei comunități. Readucând în atenție, prin trimitere la personalități, memoria locului acesta mirific și a comunității ce s-a clădit aici în timp, toți cei care s-au aplecat asupra acestei problematici ne-au oferit tuturor, fie că suntem sau nu fălticeneni, posibilitatea de a recupera cel puțin o fațetă a identității românești, aceea cultural-intelectual. Ajung astfel la cea de-a doua chestiune a identității și vă rog să nu refuzați un mic exercițiu nostalgic. La momentul când făceam primii mei pași universitari ca preparator la Universitatea Petre Andrei din Iași, domnul profesor universitar Cătălin Turliuc mi-a oferit extraordinara șansă de a susține seminariile cursurilor domniei sale. Îmi amintesc cu bucurie de metafora cepei, cea pe care domnul profesor o invoca atunci când vorbea despre problema identității. Practic, ne spunea domnia sa atunci, a devoala identitatea cuiva este ca și cum ai decoji o ceapă, pentru că, asemenea cepei, identitatea fiecăruia dintre noi conține mai multe straturi. În ce mă privește, știu foarte bine că, dincolo de rolurile sociale pe care le îndeplinesc, mai mult sau mai puțin bine, desigur, în sensul pe care sociologul Ernest Gellner îl subîntinde conceptului de om modular, identitatea mea este în același timp de fălticenean, la origine, ieșean, prin adopție, moldovean, român, european și, evident, cu o vorbă care aparține, cred, lui Cioran, citoyen du monde, cetățean al lumii. Pe de altă parte, îndrăznesc să spun, una mi este cu adevărat mai apropiată. E aceea care ține de ceea ce Mircea Eliade numește nostalgia originilor. În cazul meu, cea de fălticenean, și tocmai în acest motiv trebuie să înfrunt de fiecare dată necazul emoțiilor pe care v-am pomenit la început. Putem încerca să răspundem așadar întrebării privitoare la miracolul fălticenean prin recuperarea onestă a memoriei și prin asumarea unei identități comunitare de care avem toate motivele să fim mândri. Ambele exerciții presupun, din punctul meu de vedere, civism. Sau, dacă vreți, patriotism civic, fie și local, dar în niciun caz tribulații naționaliste de orientare nombrilistă. Sociologii consideră că acest miracol al oamenilor de seamă pe care fălticeniul le-a dat României a fost cu putință și grație unui tipar de dezvoltare, inclusiv sub aspect economic, care a implicat dimensiunea
deloc al confluențelor, nu doar de natură comercială, dintre